Sărbătorile sunt mai frumoase acasă alături de cei dragi. Pentru cele 8 familii din Bacău care în luna octombrie s-au văzut în sfârșit la casa lor, Crăciunul acesta va fi unul de neuitat. Este pentru prima dată când acești oameni se pot așeza cu toții la aceeași masă și este pentru prima dată când simt că viața a fost darnică și cu ei. Pentru ca magia sărbătorilor să cuprindă toate aceste locuințe, Cristi Hrubaru și Șerban Huidu s-au întors în Bacău de data aceasta în calitate de designer de braț de Crăciun. Săruna, săruna! Ați venit din nou? Globuri aveți? Ai luat, bă, globuri? Am luat, am luat. Dar sunt în mașină. Închide ușa, frig. Ce faceți, bă, copii? Bine! Îl așteptați pe moșu? Când? Ați numărat zilele? Câte zile mai sunt până vine moșu? Am venit moșuile, mai ia un pic. Am venit cu renul. Am venit moșul cu renul. S-ar fi întins Huidu și Hrubaru mult la vorbă, dar cum moșul cel adevărat trebuie să sosească din clipă în clipă, i-am pus repede la treabă. Misiunea lor? Să împodobească brazii de Crăciun din toate casele. Nu cred că există un alt Crăciun mai frumos decât cel petrecut în familie. E lăsat de la Dumnezeu sărbătoarea asta să fie cu cei din familie, după care revelioane și alte povești de genul ăsta se pot întâmpla cu prietenii oriunde, dar Crăciunul este o lege nescrisă de când de lumea, să faci cu familie. Împodobește bradul, nu mai vorbi atât. Și este foarte important să nu ai de ăștia care să te streseze. Foarte buni prieteni, dar și colegi de platou la Cronica Cârcotașilor, Huidu și Hrubaru nu s-au putut abține și s-au tachinat ori de câte ori au avut ocazia. Auzi, mă, dar cine a pus unul lângă altul ăsta? Cine? Tu? Eu n-am pus. Nu, cap de jeleu, că nu te concentrezi deloc. Pune aici, uite, păi pune aici. Stai că e tot unul lângă altul. Stai, uite aici. Așa. Le pui ca în ciorbă, așa. Însă rezultatul a fost pe măsura așteptărilor și a implicării. Cârcotașii le-au promis celor mici că moșul va fi impresionat de brăduțul lor și le va lăsa cele mai frumoase cadouri. Garantez și o să aducă lui asta mică o păpușă Barbie și lui asta mică care a pus vârful bradului, o să aducă o mașină. Altă casă, alte familie, alți copii frumoși și cuminți pe care colegii noștri i-au ajutat să-și îmbrace locuința în haine de sărbătoare. Pe aici, pe colo, mici contre legate de cromatica podoabelor din pom, dar în final magia i-a cuprins pe toți. Și pentru această familie, primul Crăciun acasă, în adevăratul sens al cuvântului, va fi unul de neuitat. Știți că cei de la Cronica Cârcotașilor au pus țigla pe casă. Așa, deci să țineți minte treaba. S-a muncit cu drag, o zi întreagă s-a muncit, dar nu asta e important. Important este că... Asta e țigla. Da. Important este că este primul Crăciun, cel puțin așa pare din afară, primul Crăciun perfect pentru familia asta. Așa este sau mă înșel? Este. Adică toate lucrurile sunt noi, copiii sunt fericiți, pomul e deja gata, moșul trebuie să vină. Ați mai avut un Crăciun mai fericit decât cel de anul ăsta? Asta este primul și o să-l memorăm. Când toate sunt gata, mai lipsesc moșul și cadourile. Dar pentru ca moșul să știe ce să pună sub brazi, e nevoie de dorințe exprimate. Avem o întrebare. Ce îți dorești la moș Crăciun? Nu îmi doresc de la moș Crăciun. Ce? O carte de citit. Aulă, ești lector? Și eu vreau. Tu? Ce vrei, momicule? Carte de colorat. Cele 8 case construite la Bacău pentru 8 familii care nu mai sperau să-și poată cumpăra vreodată o locuință sunt cel mai frumos cadou de sărbători. Având o casă decentă, acești oameni zâmbesc din nou, sunt fericiți și toți anii în care s-au chinuit nu mai contează. Important e că acum sunt niște familii împlinite. Când mă uit într-un rând, atât de mult spațiu, deci nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Ce v-ați mai dori? Spir, deci... Să avem sănătate și... Multă sănătate, în primul rând. Și pentru că dacă ai sănătate... Să ne bucurăm de casă. Mâine seară, moșul va ajunge la toți acești copii de la Bacău, dar și la copiii din lumea întreagă. Sărbătorile sunt frumoase atunci când crezi în ele și sunt de neuitat atunci când le petreci acasă, în liniștea căminului tău, înconjurat de toți cei care sunt lumea ta.